Ajunge să lovești într-o bucată de metal, să tai un lemn sau ștuh, sau să modelezi ceva din lut, că toate vor cânta. De aceea eu am pornit cu bicicleta la drum să descoper pasionați, la fel ca și mine, de instrumentele muzicale vechi. Ne aflăm în satul Tartaul, raionul Cantemir, satul Tartaul de largă, cum se numea la prima documentare istorică, și am fost găzduiți în muzeul satului Tartaul de o gazdă foarte ospitalieră. Aici am stabilit întâlnire cu un muzicant care se numește Vladimir Popescu. Și, de fapt, am organizat așa ușurel pe masa asta, s-ar fi convenit să stea o mămăligus acum cu niște brâni de jumere, dar... Suntem în post. Da, văd că sunt niște lucruri de asemenea importante, fapt pentru care am făcut o asemenea deplasare mare, și din toate aceste instrumente era lipsă un instrument. În momentul în care cumva am adus vorba despre acest instrument, îl tăpăram acasă și atunci am întrebat ce instrument ai acasă și când se cântă acest instrument. Aici avem un corn de vită, care înainte, în seara de ajunul de Sfântul Gheorghe, ciobenii cântau la corn și anunțau lumea despre ziua de Sfântul Gheorghe, că se adună vitele la imaj pentru a le scoate la păscut. Eu, de fapt, credeam că este un instrument care anunță lumea despre o primejdie sau despre o adunare care duce la o primejdie. N-am știut că în ajun de Sfântul Gheorghe aici era tradiția de a aduna vitele. Sună? Încercăm. Dacă ar suna acum în sat, ar înțelege lumea ce se aude sau ce se subînțelege sau... Cred că ar înțelege, dar noi Sfântul Gheorghe să scoată vitele. Deci le-au adus de pe străini. Dar se păstrează în amintirea asta. Da. Foarte frumos, că pentru prima dată am auzit așa... În alte localități bătea toaca ca să adune lumea. Aici, prima dată, văd așa instrument. Haideți să vedem mai departe ce ne-ați gătit, ce ne-ați pregătit pentru azi. Aici avem un caval și încerc să fac o doină. Thank you.
știe că eu pentru prima dată am ajuns la Tartaul sau în Tartaul. Pentru prima dată l-am cunoscut pe Vladimir Popescu, nu știam că posedă toate aceste instrumente. Am o întrebare, poate nu ține de caval, poate nu ține de corn sau de ocarină. De când cântă și de unde a preluat dragostea de muzică? Dragostea de muzică eu am moștenit-o de la tatăl meu, care, Dumnezeu să-l ierte, a posedat acordeonul, a cântat la fluier, la caval, la toate aceste instrumente, chiar la sos de pește, la frunze, de salcâm, de... Și de la el am învățat a cânta și a mânui aceste instrumente. Și mai ai de învățat, că am înțeles, oare că nu este sos de pește, oare că frunze da. Nu sunt. Revenim altă dată să ne cânt și la sos și la frunze. Numai decât. Să încercăm. Am să interpretez un costropăț. Fiecare se ocupă cu diferite treburi, cu scărmanat, cu întors, cu... Și Vladimir... Și tot odată cântăm și cânt și folclore și la instrument. Mai cânti? Da. Am să fac o melodie la tilingă.
Vladimir a îndrăznit din stat să ia Gemanar și nu înțeleg din ce cauze l-a luat pe Gemanar și n-a luat un alt fâr, dar ne va spune el. Poate să la un fluier obișnuit, dar poate să se fac o melodie și la fluier geamă.
Eu am venit la Tartaul, încă n-am înțeles, n-am descifrat ce înseamnă Tartaul, dar înțeleg că a fost întemeiat pe colinile din dealul Mihaloaia, Tartaul și Nucilor, ceea ce nu m-am așteptat în Tartaul să găsesc în Institutul de Cultură lucrează bărbați și cât am stat noi, bine, că am avut misiunea noastră ca să apărăm numai noi, dar bărbații au stat cu minți acolo, ne-au ascultat, ne-au susținut, au mai sugerat câte o melodie și pentru lumea care n-a fost la Tartaul, să vină să vadă și muzeul, că este un muzeu inedit. E clar că de data asta noi nu vom merge prin muzeu, pe alte este misiunea asta, dar nu m-am așteptat. Poate asta și înseamnă Tartaul. E un sat cu oameni așezați, oameni cumpătați, că atunci când am vorbit, eu zic, da, Vladimir, mai vorbești? Vreodată sau nu mai asculti. Eu îți mulțumesc și cred că o să mai cânti. Mai bine. Mulțumesc eu pentru invitația dumneavoastră, pentru a mă promova în